Bun găsit, doamnelor și domnilor, astăzi în cadrul știrilor Nova TV vorbim despre Costel Popa, interpretul de muzică populară, care și-a lansat săptămâna aceasta albumul Costel Popa și gemenele folclorului Mara Mureșan, Suzana și Daciana Vlad. Suzana și Daciana nu sunt în studio, dar este Costel alături de noi, ne vorbește despre album, unde îl găsim, bineînțeles, care sunt melodiile despre acest album și dacă fiecare melodie are un videoclip și unde, bineînțeles, le vedem. Costel, felicitări! Mulțumesc frumos! Am venit din nou în fața publicului cu ceva nou și de data asta un proiect de suflet, alături de niște prietene de suflet, de Suzana și Daciana Vlad, surorile mele, noi ne numim tripleții, frați, ca să spun, da? Exact, ca niște frați suntem, da, de la Maramureș. Și am venit cu albumul Maramureșul răsună, cum altfel decât cu Ardealul împreună, nu? Nu se pot unul fără altul și invers, da. Când s-a născut colaborarea aceasta? În 2015 a luat naștere primele trei cântece și primele trei videoclipuri. Pe urmă, anul trecut a mai venit cu un cântec, tot românului dintr-un neam, iar anul acesta am venit cu ultimul cântec care dă numele albumului, Maramureșul răsună cu Ardealul împreună. Toate cele 14 melodii de pe album au videoclip? Da, toate cântecele sunt cu videoclipuri, se găsesc și pe YouTube. Cei care vor să aibă albumul îl găsesc și în Mediaș, dacă doresc, în principiu la benzinăria Euroel, la Peco Euroel, acolo la Automecanica, unde s-au găsit la și ieșire, biletele, da? Anul trecut pentru spectacolul pentru de colinde. Spectacol. Exact, acolo sunt. Și nu doar acest album, ci și celelalte două ale mele, și albumul de colinde și albumul de muzică populară. Bun. Ai un canal de YouTube unde putem să-ți vedem videoclipurile? Exact. Și YouTube, și Facebook, pe Costel Popa. Și ai și un site? Da, am și un site www.costelpopa.ro. Deci acolo, practic, putem vedea și exact. Auzi tot ce mai faci și pe unde te mai prezinți prin țară. În principiu, tot ce e nou, postez pe Facebook, știi? Nu postez pe site. Dar acolo am melodiile, am despre mine, cine vrea să vadă cine sunt, ce am muncit, ce... Așa, da, acolo găsesc. Iar melodiile, toate melodiile, toate albumele astea trei, de asemenea, se găsesc acolo pe site. Povestește-ne despre texte. Cine a făcut textele? Doar fetele au colaborat cu tine la acest album? Deci, toate cântecele în care apar eu sunt și texte și melodia ale mele. Iar celelalte sunt făcute, cred că, dacă nu mă înșel, de Suzana. Și da, mai sunt două ale grupului Ardelenii care sunt făcute de Cosmin Mocean și Andrei Romanică din grupul nostru. Iar în rest de azi, că eu sunt. Deci în rest, în acești trei ani, ai lucrat la text, ai lucrat și la partea cealaltă care ține de linia melodică, bănuiesc. Așa este, text compui și melodie. Text și melodie, da. Toate le compui la tine acasă în studio? La mine acasă sau pe stradă sau... Unde? Poate dacă mă duc... Poate unde ai mai văzut că eu am un hobby să în timpul liber să urc pe munte. Și urcând așa, liniștit pe munte, câteodată și acolo, mai ales acolo, relaxându-mă, vin multe idei. Inspirația. Și telefonul l-am tot timpul la mine, îl iau și înregistrez. Chit că e un vers, chit că e un fragment de melodie, îl înregistrez. Și de acolo și am o grămadă de planuri, deci atâtea idei am, de aș putea să mai fac un album, dar că toate albumele astea costă timp și partea financiară. Dar le promiți celor care așteaptă alte idei noi și alte proiecte că va veni și un alt proiect. Până una alta, acesta este cald, trebuie să îl ascultăm și de ce nu să vizionăm videoclipurile. Unde te vedem la următoarele spectacole? Deci, acum curând, că astăzi este vineri, deci duminică, peste două zile ne vedem la Târnava, la Ziua Recoltei, lângă Mediaș. Și pe urmă, vor mai fi și, da, și mâine, apropo, mâine la Mojna, la Festivalul Verzei. Deci ai cântări aproape în fiecare, în fiecare weekend, te vedem la nunți și la botezul pe canalele, te vedem și pe canalele de folclor și până la Crăciun aflăm și dacă vom avea vreun spectacol. Costel, te felicităm încă o dată și îți dorim succes. Mulțumesc frumos, mulțumesc pentru că mi-ați dat ocazia să prezint acest material.
O seară bună, doamnelor și domnilor, nu uitați pe pagina de Facebook Costel Popa, acolo aflați mai multe detalii dacă vreți să aveți și dumneavoastră acasă un CD. Aveți legătura în studio.